Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai joc și eu puțin GTA 5. Acum mi-am dat seama că acum un an am început seria asta și nici acum nu am terminat. Oai că văd că sunt momente care îmi laghează de la vegetația asta, sunt cărca mai des, cine știe. Mai des, mai greu, cine știe. Hai să vedem ce misiunea prima. Deci mașina lui Trevor, pa. Aici să dau fast travel, nu merge. Nu știu în primul rând cum dracului am ajuns aici. A, dar văd misiunii Los Santos. Hai că le fac pe astea Los Santos cu Franklin atunci, că până ajung cu Trevor unde am treabă o să dureze ceva. Hai să vedem unde ne dă cu Franklin. Tot cu mașina, mamă, și când moftic. De 3 episoade mă tot oftic că am pierdut Dacia aia. Ia, de unde ești ăsta? Din strip club aici, al naibii. Hai să vedem ce misiune avem în zona asta. Nici o mașină în zonă. Uite, e ăsta, una de nu știm ce treabă are, dar mi-a lăsat să urc muntele. Uite, mergem la asta, la Devin. Hai să iau repede o mașină de undeva. Stai că vine acum motocicliști pe partea aia. Așa. Dă-mi cu a motocicleta asta. Bine că l-am prins cu un glonț direct. M-a luat poliția aici? Per-fucking-fact. E, măcar când ajungi la misiune, nu... Zi, nu trebuie să scapi de wanted, parcă. Că parcă și tura trecută, când am ajuns la checkpoint, de unde am luat misiunea, am scăpat de wanted-ul ăla. Hai că văd că niciunul pe aici prin față, să tragă în mine. Văd că armura o am cam de... Dă-te mă la o parte, văd că armura e puțin tel cam damage-uită. Dă-te mă la o parte. Hop, stai că aici o curbă ciudată. Și facem așa partea asta și e undeva pe aici prin față, să înțeleg. Unde? A, pe partea asta la altă. Ok, o sunăm pe asta. Hey Molly, I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something. În fine, deci iau o mașină. Get inside. Vreau să intru pe poartă, nu? Nu? A, ba da. E închisă? Nu pot să sar? Ba da, ia uite. Să găsesc actor, ok. Sau nu-i treabă de zgomot? Cred că nu e. Ok, văd că unul pe aici cu gura cam mare, ce-i drept. You can knock out the actor to get his clothes. Ok. Bine că am silencerul pus și nu mă aude nimeni. Hai să iau hainele actorului. Hai, trăște-l pe fraier. Și acum stă să-l dezbrăcăm pe fraier. Poate era o soluție doar să-l bat. Bă, închide bă ușa aia că-l văd. Așa. A rămas balta aia de sânge, dar intră în pământ. Sau mă rog, asfalt în cazul ăsta. Bun. Get in the car. Hai să luăm mașina. Cu ce accent am zis așa, in the car. Mă, dar chiar că trebuie să termin și eu jocul ăsta mai repede. Nasol că am strike pe canalul ăsta și pe... Și, nu știu, e așa să fac live cu GTA 5 pe canalul celălalt. Că e vorba de serie pe canalul ăsta principal, în fine. Dă-te la o parte. Ne, nu mă nimerești. Screw you! N-a fost o idee bună. Tragi mine, mă, pulă bleagă. Bine, securitatea-l pe mine. Bă, firați-ai dreac cu oamenii lui Ceaușescu. Na! Să fiți sigur că am scăpat de asta.
Mamă! Cum am marcat-o pe aia? Stai că dau un marșalier. Ok, pe partea asta. Bă, ce-am marcat-o pe aia. Adică mi-a plăcut. Ce dracu am lovit? Auci. E mult de mers? Hai că nu e mult. Stai, drept așa, ok, drept așa. Ia direct pe aici, așa. Și prin stația de autobuz, vreau să zic. Ok, deci am furat o mașină. Nimic super interesant, clasic GTA. Dar chiar m-ar trebui să fiu și atent la clădirile astea, cam ce ar se mișca fiecare. Asta ce are? A, ceva de halală, că e hamburgerul ăla acolo. Mă, astea chestii totuși în jocuri pe care lumea nu le observa. Ați observat? De sunt alte clipuri cu teorii, cu easter egg-uri, cu... Bine, acum să încerc că învăț... Bine, acum, cum să zic, că îmi puteți da peste nas că încep să folosesc cuvinte noi care nu știu ce înseamnă. Nu știu cum să traduc easter egg. Ceva, ou, nu știu cum. Mă rog, e expresie, înțelegeți voi. Dar înțelegeți voi ce vreau să zic. De sunt atâtea teorii conspiraționiste ca să zic așa din jocuri. De mă la teorii din astea jocuri, mi-a părut recomandate, gen cum că în GTA San Andreas, înainte de acțiune în joc, a fost un cutremur de sunt atâtea clădiri dărâmate, nu știu unde, în San Fierro, în, vreau să zic San Francisco, dar San Fierro. Așa o luăm pe aici, poate vine CFR-ul și ne belește. Stai pe unde? Drept în față, ok. Dă-te mă la o parte. Extraordinar, m-a luat acum poliția. Dostele fut... Acum să încerc să... Unde e spreiere? Uite aici. Hai să mă spray, să mă dau cu Rexona. Tu-s gâtul, mătii de proste, bagi în fața mea. Bă, dar e plin de poliție aici, mâncați. Și cred că era și secția aici în față, probabil. E, hai că mă la spreierea aia. Dar cred că o fi închis acum acolo. Spune-mă că nu e... Aute, erau în fața mea. Ai, trageți mă în mine, trageți, trageți. Și... am crezut că sar în sus. Bine, în jos nu prea poți să sari. Stai, aici? Aici, ok. Aici? Los Santos, Costanis, Costanis, please come back later. Futuți! Hai să mă bag aici după. Ok. Ok, că m-am dat la fix, ăștia se uită încoace. Mau, ce urmărire dramatică am. Nu, 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 nu. Am scăpat, bun. Ei, chiar dacă nu pot să resprayez mașina, ca să zic așa, bine că funcționează ideea de a mă ascunde de poliție ca să scap. Dar fi așa ușor și în viața reală. Omor zeci de oameni, te ascunzi undeva și gata. Uită de tine în două minute. Sau cum era și în GTA 4, era zona aia acolo unde era poliția și tu doar trebuia să ieși de acolo, dar bine, tot așa sunt evadă. Băi, ce e mai ușor să scap de poliție, ce-i drept, că doar te ascunzi undeva imediat, chiar cât, oricât este la avea, nu e zona aia acoperită și te caută în toată acea parte. În orice caz, sistemele astea de scăpare de poliție sunt mult mai bune față de vechile GTA-uri, de dacă aveai 200 legat, te căuta peste tot și nu mai scăpai. Păi și unde vrea să mă bag? Să rup poarta? Hai că încerc să o rup. Sau se deschide? Nu, poate se deschide. Hai mă că se deschide, trebuie să rup. Ce voiam să zic? Mă, că aici nu mai trebuie să stai să cauți stele de la imaginare. Mă, unde vrei mă să mă bag? Ia spune-mi tu mie. În garaj, probabil. Da. Se antrenează ăla acolo. Ăsta nu-i colecționarul ăla de mașini? Da, mă, ăsta nu e data trecută de nebunisul pe mașina aia de l-am căutat pe unul. În fine, am făcut și treaba asta, îi dăm ies aici la autosave, misiune trecută, deep inside, adânc înăuntru sau ceva de genul, cred că s-ar traduce. Ia, dă-te jos de aici. Nigă,
să-mi dea acum YouTube-ul demonetizare, că am spus nigă. Ia să văd ce, pe unde, uite-l aici pe Lester, Lester Assassination, mă rog, nu de la Lester vine lua la parcă, în fine, hai să vedem ce asasinare e după, sunt un număr necunoscut, hai să răspundem. It's Amanda. Amanda DeSanto. Ah, nevasta lui ăsta. We met at my house. Oh, yeah. See, where you at? Look, I know that you and my husband and Trevor Phillips are... I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. There's some weird things going on. Is he okay? I don't think okay is the right word. But he's alive, you should call him. He'll appreciate that. Deci acum sună nevastă lui Michael. Thanks. Don't tell him I called. I. But look, he ain't doing too good without his family. În fine, ea mi-a apărut acum că trebuie să mă văd cu... No. Deci a sunat nevasta lui Michael să știe dacă mai trăiește. Stai mă, unde trebuie să mă bag? A, acolo la telefonul ăla, ok. Hai că bag aici. Uite așa. Perfect, parcare clasică de român pe trotuar. Hai să vedem ce avem aici. Direct linia fierbinte, 25 de cenți, ca ne decide cum erau acestor mă făceau. Enzo Bonelli, parcă era trebuie să zic Enzo Amore. Go to construction site. Îi în față, avem de mers, du-te și ia mobilul ăla. Ha! N-am mai zgriat-o e data asta. Și acum să fi intrat unul în mine cu 100 la oră. Dă-te mă la o parte. Auză-l pe ăla ce înjură. Da, bine, în București. E mult mai rău cu traficul. Nu știu ce naiba tot stau să compar aici aglomerația de aici. Cu ce în București. Probabil, na. Ăsta fiind un joc bazat pe unii cele mai mari orașe din America. N-ai treabă cu traficul ca în București. Bine, sincer, GTA 4 se potrivea mai mult la peisaj cu Bucureștiul, că de New York e mai altfel față de Los Angeles. Ia, ce trebuie să fac aici? Parcă-s la misiunea în carte să-l puși pe unul în GTA 3. Go to rooftop, ok. Hai să nu intru cu mașina că mă înjură asta. Sal boss că fă. Ce propui mă? Ce propui mă? Hai că vă că ne împușcăm acum. Să nu rămân pe acolo. O, uite-l ce sare. N-ai murit, mă, așa. Este epic, ce mai am pe aici? Ăsta, ăsta, ia dă-mă coacau. Ăsta dă damage mai bun. La coițe, ăla mai mișcă, nu mai... Mamă, fix în curie am dat glonțul ăla. Ce son of a bitch zici tu? Nu te pui tu cu urmașul lui CJ din Grove Street, din Grove Street. Uite și tu, am parcat frumos acolo, ăla scoate uziul la mine. Ata recu paznic de șantier, ce te crezi? Aș vrea și eu să mă pot face paznic de șantier ca să am o pușcă la mine. Bă, dar înțeleg bug-ul ăsta cu luminile astea, că mereu le am. Păi, trebuie să mă duc pe afară sau tot pe aici? Opa, vine unul. De pe partea cealaltă. Păi, futu-ți grijă, Ania, mă, te futu-ți băgamia, și de aici! Chiar că motherfuckers. Hai să mai bine. Asta forțe... Hai să o forțez pe asta atunci. Opa, vine o mașină. Hai mă, de unde dai? De unde dai, mă? Nu că asshole la mine. Că te las eu acum cu un glonț în asshole. Ne, nu s-a dus departe. E la mașină? Ba da, ajunge Granda până acolo.
Așa. Dar n-am murit ăla. Bine, dăm cu acea arma. Hai că văd că ne prostim cam mult. Unde tragi? A, de acolo. Așa. Și unde mai e? Aha, acolo. Bă, da, hai că e șmecher arma asta. Bine că am agratat-o în halul ăla. Hai că încerc așa ca și mafioții cu pistoale doar. Cred că își dau acum ultima suflare. S-a mai ridicat ăla? A murit, bun. Acolo e, mă? Tom s-a... A, a fugit. S-o fi dus sus, cine știe. Auci. Hai că-s bun. Hai mă, ridică-te, mă. Mă faci de râs, Mikey. Pardon, Frankly. Frankly. Așa, să-i dau 100 de un alint. Dar unde-i, mă, că nu-l văd? A, uite-l. Acau. Hai să țin mai bine arma asta, că văd că dau mai mult damage cu ea. Urc în rift. Rift am zis, lift, așa. Hai, dă-i tare pe buton. Pf. Hai, du-mă sus. Cum ar fi să mă arunc de a, nu pot să merg, voiam să mă arunc. Dar văd că ăsta stă pe loc, nici arma nu pot să schimb. E, vedem și noi aici. Dau și niște glanțe așa preventive și mă bag după un zid. Unu out. Stai că e unul după peretele ăla. Gata, e mort. Hai, dăm cu ace heal-ul ăsta. De unul în capăt. Și stai mă acolo. Așa. Ce știu. Ales grenăzi? A, nu. Bă, nu pot să iau ciocanul ăla să-l dau în cap cu ciocanul. Că nu. Ok, au și ăla. Bine că e plasa asta să nu cad. Da, dar nu mai pot să merg pe aici. Ia mori, hai mă. Mor și tu. Mai sus mă duc acum. Ok. Este un pic, n-am mitralieră cumva, dar nu pot să schimb acum arma. Am și notificare pe YouTube că a uploadat. A uploadat Dani pe net 2.0 videoclip. Dacă vedeți clipul acesta, să știți că Dani pe net a pus sâmbătă 18 august ora 11.28 videoclip. Așa am o mitraliera. Ia de aici. Vreau să văd cum se prăbușește. Mă, dar ce am dat cu mitraliera asta. Bine că mi-am amintit că am cumpărat-o. Ce avem aici? Parașută. Hai să văd un loc mai înalt de pe... Uite pe Macarau aia încerc să mă duc. Am cum? Dar unde ar trebui să-mi fie parașuta? Ok, sper că îmi vor zice ăștia un camp unde e. Hai că încerc să merg așa pe aici drept. Și ca să nu te uiți în jos niciodată. Ia mă, cum e să mă... Ai de ca... Stai că încerc așa fără armă. Ai de ca... Bă, mi-e frică. Bă, acum serios, dacă era VR mă căcam pe mine. Ok, hai ușor, ușor. Și nu pot să mă sui aici. Hai că am căzut, hai că mă oricât de sus pot. Hai, du-te sus, du-te. Și mai o scară acolo, mă arunc cel mai de sus.
Bă, dar n-au ocazia să văd cum a explodat elicopterul ăla. Oare se vede? E undeva pe jos, pe acolo? Eu nu-l văd. Mă duc cât mai sus pe Macaraua asta. Dacă tot mă arunc cu parașuta și nu e vorba de vreo fostă de-a mea, e și mai mișto. Hai da, negrule, urcă. Hai mă, fii nigă de-al meu. N-am nimic cu negri, chiar îmi plac. Sunt fan al negrilor. Când eram mic, eu voiam să mă fac negru. S-am pus mai mare decât înălțimea pe care o aveam atunci. Ia să vedem. În asta nu pot să intru. Mai sus pot. Ok, perfect. Hai da, sus. Hop. Aici spre capăt. Ia. Asta duce. Ia capătul ăsta. Dai porcărie aia acolo. Hai să încerc de acolo să mă arunc. Sau mai sus se poate. Genial. Hai da. Dar vreo ceva protecție n-am ca să în fine. Aute. Deci încolo. Da, încolo. Și ceva? Muie Dragnea! Na, pentru tot poporul! A luat de aici! Opa! Zburam aici cu parașuta și nu e vorba de fosta mea. Auci! Na, am pomenit de vreo curvă. Pac, mi-am luat un bot. Hai mă, răspunde. Hop, misiune făcută. Ai că mi-a plăcut. Am sărit cu parașuta. Ce am aici? Completation Strauss. Despre ce vorba? No fly zone bonus. Money earned. Cât de complet a fost misiunea sau ce? În fine, măcar m-au făcut niște bani. Eu sper că v-a plăcut și acest mirific episod de GTA 5 în care am sărit cu parașuta. Auci. Ok, ar trebui să fiu și eu atent traversez pe stradă. Ia dă-te jos, ia dă-te fugi jos, fii. Firia dracu să fii, dă-te jos. Hai, urcă în mașină. Eu o să închei aici acest episod, sper că v-a plăcut. Și ce să mai zic? Cât de mult v-a plăcut, lăsați-mi o notă. Cât de mișto vi s-a părut misiunea asta când m-am urcat cu parașuta. Bine, probabil unii o să apreciați faptul că am făcut mișto de târfe, dar mă rog. E, aia e. Facem și noi mișto ce ne putem. În fine, aici o să închei și eu episodul. Ne vom auzi data viitoare la un nou videoclip. Până atunci, ciao les!